După ani de zile în care locuitorii din Drobeta, Turnul Severin, cât și turiștii care vizitează cetatea medievală au fost privați de o cale de acces modernă, Bulevardul Dunării a intrat în reabilitare. Lucrările de modernizare pe Bulevardul Dunării și strada Portului se apropie de final. Cu toate acestea, primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Screciu, este nemulțumit de ritmul în care s-a lucrat și cere constructorului ca în 2 săptămâni să finalizeze lucrările. Vorbim de strada Portului, cea care pleacă de lângă poliție, pe lângă fântână și ajunge în zona barierei din port. Sunt nemulțumit, lucrurile trebuiau să meargă mult mai bine. Constructorul și-a asumat că va reuși să o termine destul de repede. Din punctul meu de vedere, sunt cel puțin 2, dacă nu chiar 3 săptămâni de întârziere. Am discutat și cu constructorul și cu cei care lucrează aici, să sperăm că până în Sfânta Marie va fi totul gata. Au blocată de 2 luni și jumătate, au avut front de lucru, nu s-a circulat pe ea, se puteau mișca mai repede. Sperăm că vor înțelege și următoarele străzi vor intra cu ele în grafic. Oamenii așteaptă, sunt străzi circulate, sunt străzi de legătură cu gara, cu zona portului și chiar nu se poate aștepta prea mult. Orașul Drobeta, Turnul Severin, este în plin proces de modernizare, de la extinderea rețelei de gaz, canalizare, alei pietonale, parcuri și străzi, toate au fost reabilitate pentru confortul severinenilor.